Parcul Mitropoliei a fost terenul de luptă pentru mai mulți copii și tineri dâmbovițeni care au participat la Marea Bălăceală. Evenimentul susținut de Primăria Târgoviște este la a doua ediție, cei care au participat și anul trecut având avantajul experienței. Iată că am ajuns la a doua ediție. Nu ne-am dorit nici foarte multă lume, de ce să nu spunem că devenise un eveniment cam prea... Sunteți flașcă și de bucurie. În direct se întâmplă. Nu ne-am dorit nici foarte multă lume, că n-am vrut evenimente neplăcute. Cum suntem acum, suntem bine și să ne ajute Dumnezeu să facem în fiecare vară măcar o ediție. Anul acesta ne-am propus două, una și la țară, că așa e bine, să îi învățăm pe prietenii noștri de peste tot că distracția trebuie să fie la mare putere. Vremea mai bună pentru Bălăceală. Exact, iată, mi se fură și muni. Ce să mai zicem? Da, era și caniculă și era tocmai potrivit să ne întâlnim în asemenea condiții. Îmbrăcați corespunzător în costume de baie sau cu haine de schimb, cei mici au început bătălia. Suntem la Marea Bălăceală și priviți ce se întâmplă aici, bătaia cu apă din centrul orașului Târgoviște, aici în parc la Mitropolia, o atmosferă frumoasă, o atmosferă de neuitat. Vă așteptăm în următoarele noastre evenimente de acest gen. Marea Bălăceală la Târgoviște, astăzi numai aici în centrul orașului Târgoviște. Copiii și deopotrivă adulții au fost mai mult decât încântați de această acțiune, însă nu au rezistat foarte mult în fața camerelor, deoarece au fugit la distracție. Faceți? Bine! Pe cine vreți voi să udați? Pe noi! Da! Voi între voi? Dar stați să ne spuneți dacă vă place, cum vă simțiți aici, dacă sunteți ude. Dar așteptăm să ne ducem la Marea Bălăceală să... Să vă împușcați cu apă. Ați așteptat adevărat acest moment, nu-i așa? Da, l-am așteptat de mult și de v-am așteptat. Ce faci? Te-ai echipat și cu costum de baie? Ai venit la Marea Bălăceală? Da. Îți place aici? Da, și vreau să mai vin. Și vrei să mai vii? Ai reușit să uzi multe persoane? Da. Bun, te urmărim la joacă.